Hai salut fraților și bine ați venit la un nou video tutorial pe acest canal. Eu sunt Genu. Astăzi o să vorbim despre cum poți să faci bani în Tarkov. Care sunt metodele prin care noi putem să facem bani în acest joc. Prima metodă, una dintre cele mai simple, ca să zic așa, este cea cu hidden stash-urile. Sunt stash-urile ascunse pe toate hărțile pe care puteți să le controlați. În stash-uri pot să spawneze practic orice obiect din joc, începând de la lucruri care nu valorează absolut nimic, până la armor class 6, arme bune și tot felul de obiecte care sunt valoroase. Deci prima modalitate ar fi prin hidden stash-uri. La mine pe canal găsiți deja două video tutoriale pe Shoreline și pe Interchange, unde vă arăt locațiile stash-urilor. O să urmeze un video tutorial și pentru customs, deci puteți să vă uitați ca să învățați locațiile stash-urilor de pe hărțile respective și să le folosiți ca să farmați bani. Al doilea mod prin care putem să facem bani este hideout-ul. După cum puteți vedea, eu am hideout-ul la maxim. O să trebuiască să munciți puțin atât la quest-uri, pentru că o să trebuiască să creșteți nivelul vendorilor, dar și să investiți puțin pentru a vă ridica nivelul la hideout. Ceea ce vreau să vă arăt aici în hideout este, în primul și în primul rând, Bitcoin farm-ul, unde cu cât avem mai multe graphic card-uri, cu atât timpul de farm pentru un Bitcoin este mai scurt. În momentul de față, un Bitcoin valorează circa 820 de K, deci valorează foarte mult. Cu 30 de graphic card-uri eu reușesc să fac 2 Bitcoin pe zi, ceea ce înseamnă că fac cam 1.650.000 pe zi doar din Bitcoin. Și singurul lucru pe care îl investesc pentru a farma Bitcoin, bineînțeles, în prima fază crearea Bitcoin farmului, după aceea graphic card-urile, dar odată ce le ai, doar generatorul, să ai benzină și farmezi bani gratis practic. A doua metodă este, de aici din hideout, este scav case-ul. Aici, hai să zicem, o metodă de a face bani, dar nu e neapărat o metodă de a face bani, aici mai mult o loterie. Adică poți să trimiți chevi cu diferite sume de bani, cu moonshine sau cu intel, și ei îți aduc diferite obiecte de pe hartă. Dacă ești norocos, poți să îți aduc un green keycard sau un black keycard sau un blue keycard, chestii care valorează foarte, foarte mult, dar la fel de bine poți să investești, de exemplu, 350 de K pe un moonshine și să-ți aducă obiecte în valoare de 20 de K. Deci nu este neapărat o metodă, pentru că nu este cert câștigul. Așa că acolo ține mai mult de norocul fiecăruia. O altă metodă este în lavatorii, workbench, nutrition și med station. Sunt stațiile noastre de crafting, unde noi putem să craftăm diferite chestii. Vedeți, în workbench este totul legat de gloanțe, grenăzi, sunt și unele obiecte de genul ăsta, tot felul de gunpowdere. Aici avem în lavatorii alte nebunii, gen case-uri, căști, riguri, backpack-uri și așa mai departe. La nutrition este vorba de food and drink, iar la med station, bine înțeles, de chestii medicale. Acum, cum putem să facem noi bani de aici? Destul de simplu. Mergem și vedem un anumit obiect, cu cât se vinde, dacă noi îl fabricăm, și cât investim ca să îl fabricăm. Pot să vă dau un exemplu. De exemplu, gunpowder verde
care în momentul de față pe FLEA se vinde cu aproape 90 de K, noi putem să îl farmăm investind două grenăzi de acest gen, care costă 40 de K, dar dacă ai Peacekeeper level 4, le iei cu 78 de dolari. 78 de dolari ar fi, vedem imediat, 78 de dolari ar fi 9800 de ruble. Deci vorbim aici de 19600 de rubli pe două grenăzi și un smoke grenade care este de la prapor 5900. Adică mergem și investim undeva la 24 de K și vindem gunpowder-ul pe care îl farmăm cu 90 de K. Adică avem 60 ceva de mii de ruble pe care noi câștigăm. Și chestia asta puteți să o faceți cu toate chestiile. Treceți puțin prin toate, vedeți care e valoarea produsului final, mai ales că tot ceea ce voi craftați în hideout este fain din raid, deci puteți să le vindeți pe FLEA. Vedeți cât costă produsul finit, vedeți cât vă costă materialele ca să puteți să-l farmați și dacă este convenabil puteți să-l farmați și să faceți bani. Și cam așa se face bani cu hideout-ul. O altă chestie prin care puteți să faceți bani. În momentul în care faceți unele questuri, la fel toate obiectele pe care voi le primiți de la questuri ca reward-uri, sunt fain din raid. Deci puteți să le vindeți pe FLEA. O să primiți de multe ori arme. Arme destul de bine modate. Ceea ce voi puteți să faceți este să dezasamblați arma respectivă. Vedeți, eu am aici un AKPS-74N, de exemplu. Bineînțeles, de pe asta nu avem ce să vindem. Dar ce puteți să faceți voi dacă aveți în loc de AKPS-ul ăsta o armă modată? Repet, primiți arme de genul ăsta de la reward-uri când faceți quest-uri, dar puteți să le găsiți și pe scavi, scavboș sau rider dacă jucați de lab. Puteți faceți chestia asta, îi dați un disassemble și aveți toate bucățile de pe arma respectivă. De ce să faceți chestia asta? Pentru că dacă voi mergeți și vindeți arma completă la mecanic, o să o vindeți cu o anumită sumă, să zicem 60 de K. Dar pe arma respectivă, da, mai ales dacă este o armă de la un rider sau ceva de genul și este modată, pot să fie moduri care să valoreze mult mai mult de atât. Și dacă voi mergeți pe fiecare obiect în parte și vedeți care este valoarea. Dacă eu văd că are valoare de 1000-2000 de rubli, bineînțeles, nu mă interesează să o vând. Dar dacă eu găsesc bucăți de armă de pe arma respectivă care valorează 20, 30, 40 de K, pot să le vând. Și atunci, după ce îmi vând toate bucățile care au anumită valoare, îmi vând și restul de armă care mi-a rămas și nu au valoare pentru flea, mi-o vând la mecanic, nu mai dau cu 60 de K, poate dau cu 30-35 de K, dar poate de pe bucățele, de pe modurile pe care le-am dat jos de pe armă și le-am vândut pe flea, poate fac 100-120 de K. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am o armă pe care modată direct să o pun pe flea nu are sens pentru că nu-i poți da o valoare, nu pentru toți arma respectivă are aceeași valoare. Și atunci ce pot să fac cu ea dacă eu nu o folosesc? O vând la mecanic, dar o vând cu un preț standard sau o dezasamblez în modul ăsta și atunci o vând pe bucăți și credeți-mă că sunt arme pe care le vinzi la mecanic 100 de K pentru că sunt full modate, dar dacă sunt fain din raid de genul ăsta, deci poți să le vinzi pe bucăți pe flea, poți să faci și 4-5-600 de K pe arma respectivă. Deci asta e o metodă prin care puteți să faceți bani. O altă metodă sunt prețurile de pe FLEA versus prețurile de la vendor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mergi și cauți obiecte care au anumită valoare și pe FLEA Market sunt la același preț ca și la vendor. Spre exemplu, Keg tape-ul respectiv, dacă eu merg să-l vând la Therapist, se vende cu 15.120. Dacă îl caut pe Flea Market,
În momentul de față este 19.900, deci nu este convenabil. Dar credeți-mă pe cuvânt că sunt momente în care prețul de cake tape, de exemplu, vă fac un exemplu cake tape, dar chestia asta funcționează cu toate itemele de genul ăsta, gen GP coin sau alte iteme de genul, adică iteme care nu costă 1000-2000 la vendor, au 20, 25, 30, 35 de mii valoare când le vinzi la vendor și pe Flea să vând cam cu același preț. Cum faci bani aici? Prin simplu fapt că sunt momente în care itemul ăsta o să scadă plus sau minus la prețul de vendor. Adică, cum am văzut mai devreme, 15.120. Deci itemul ăsta o să ajungă de multe ori să fie în jur de 15.000 pe Flea. Și atunci o să fie persoane care nu o să-și dea seama că tape-ul ăsta este la același preț pe Flea cu prețul de la vendor și vor să fie siguri că reușesc să-l vândă sau să-l vândă foarte repede și atunci îl pun la un preț mai mic. De genul 14.000, 13.000, 13.500, ceva de genul ăsta. Și dacă tu găsești un cake, de exemplu, cu 14.000, îl cumperi, mergi, îl vinzi la terapist pe 15.120 și ai câștigat 120 de ruble, 1100 de ruble. Nu este foarte mult, dar și asta este o metodă prin care teoretic tu poți să câștigi bani. Alte metode ar mai fi metoda hărților unde întâlnim boss și rider, gen pe shoreline, unde avem bossul sanitar plus bodyguards-ii lui, avem pe rezerv Gluhar, tot la fel cu gărzile lui, avem pe interchange, îl avem pe Kila, pe customs îl avem pe bossul de acolo, îmi scapă numele în momentul de față, oricum avem bossul de acolo și la fel gărzile lui. De ce este convenabil? Pentru că de obicei atât bossul cât și gărzile au arme modate, au armuri bune pe ei, valoroase, au glanțe bune și atunci toate chestiile alea fiind Find and Raid, dacă noi reușim să omorâm boss-ul și gărzile lui și reușim să extragem cu obiectele respective, cu siguranță facem o grămadă de bani. Aceeași idee, dar fără boss, sunt direct raideri, vorbim despre The Lab. The Lab unde nu există scavi, nu există nici boss, dar nu există nici scavi, sunt doar rideri. Și acolo cam toți riderii au chestii de genul ăsta pe ei, adică armuri bune, arme decente, modate, gloanțe bune, pe ei se fac o grămadă de bani. Bineînțeles, acolo treaba e un pic mai complicată pentru că harta e un pic mai grea, se și plătește keycardul pentru acces care în momentul de față este peste 420 de K, dar dacă reușești să omori, să chemi undeva riderii și să-i omori pe toți, să le iei loot-ul și să ieși, cu siguranță să faci banii de keycard și faci un profit frumușel. Și ultima metodă nu este foarte ortodoxă, ca să zic așa, pentru joc, pentru restul playerilor, dar totuși este o metodă prin care, dacă vrei, poți să faci bani, poți efectiv să mergi într-un raid doar cu cuțitul sau eventual îți iei un pistol și îți iei un SG6 de genul ăsta care îți oferă mult mai multă energie, adică stamina ta durează mult, mult mai mult, poți să alergi mult mai mult fără să obosești. Și să alergi direct în camerele cu un loot cu valoare foarte mare. Camere, de obicei, pentru chestia asta, eu recomand camere unde spawnează Bitcoin sau Tetris. Pentru că dacă eu merg într-o cameră unde spawnează Ledex-uri sau graphic card-uri și așa mai departe și nu mă interesează ca obiecte, vreau doar valoarea lor pentru că vreau să fac banii, în cazul în care mor, nu câștig foarte mult. Adică, vedeți aici, eu am un Ledex pe care l-am găsit în sanatorii, din păcate a murit,
ceea ce înseamnă că nu poți să-l vând pe flea market. Valoarea lui în momentul de față e de aproape 1.200.000, ceea ce înseamnă că singurul mod prin care își face bani ar fi să-l vând la terapist pe 305.000. Nu este puțin, dar totuși de la 305.000 până la 1.200.000 cât este valoarele pe flea, este o diferență foarte mare și na, e puțin aiurea. De aia vă spun că Bitcoin și Tetris sunt cele mai bune, pentru că în momentul în care tu l-ai pus în containerul tău, chiar dacă mori, valoarele lor nu se schimbă, pentru că oricum dacă ai un Tetris, mergi la mecanic și îl schimbi pe un Bitcoin. Dacă ai direct Bitcoin-ul, mergi la therapist, îl vinzi și nu contează că e find and rate sau nu e find and rate, valoarea lui e același, 820-830 de K în momentul de față. Deci foarte, foarte bun. Pentru camere, care sunt camerele cele mai bune și așa mai departe, dacă sunteți interesați și vreți să știți, am video tutoriale unde le puteți găsi camerele cele mai bune pe Shoreline, pe Interchange și pe Reserve, care sunt din acest punct de vedere cele mai bune hărți de loot. Deci puteți să vedeți videourile respective cu key guide-uri. O să vedeți în interiorul camerelor și care sunt loot-urile respective. De acolo alegeți voi care vi se pare camera cea mai interesantă cu loot. Puteți să faceți run-uri de genul ăsta și cu siguranță o să faceți foarte mult bani în acest mod. Bun, cam asta a fost. Vă mulțumesc tuturor care ați urmărit videoul. Lăsați un like, un coment dacă aveți întrebări. Repet că în fiecare video, jos în descriere aveți un link și pentru serverul nostru de Discord, unde încercăm să creăm o comunitate de playeri de Escape from Tarkov, ca să fim cât mai mult, să putem juca împreună, să ne ajutăm între noi și să ne răspundem la întrebări atunci când avem dificultăți în a juca jocul. Vă mulțumesc tuturor, have fun, băieți!